La braț cu Nauman NM300, acum o rețetă de cârnați de oaie slabi și picați. Carnea de oaie este tăiată fâșiuțe subțiri ca să poată fi preluată mai bine de melc. La acest tip de cârnați voi folosi sita medie. Trecem la prepararea amestecului. La carnea de oaie se adaugă sare, piper, fulgi de ardei iute, cimbru uscat, pastă de usturoi. Pentru omogenizare, un pic de supă de oase sau vin roșu, cum vă este inspirația. Iată mixtura pentru cârnații de oaie picanți. Cârnații de oaie se fac cu mațul îndesat pe tulumba subțire. După ce mațul este umplut și înnodat la capete, se formează cârnații.